Mii de elevi din toată țara au revenit de astăzi la școală. După ce aproape 3 luni ei au fost nevoiți să facă lecții online din cauza pandemiei, în sfârșit au pășit pragul sălilor de clasă. Totuși, tradiționalele careuri nu au fost organizate în acest an, iar copiii au mers direct la ore. La liceul Mihai Viteazul din capitală, curtea școlii era plină de elevi. Nu vă țineți de mânuță, gata, de mână nu le ținem nimic. Părinții care și-au însoțit copiii până la poarta școlii spun că micuții au fost instruiți să respecte măsurile de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus. Vedeți, pandemia ne-a schimbat viziunea, așa că suntem deja cu mască, suntem în altă formă. Sunt unele restricții și cred că trebuie de respectat. Adică lumea la noi e diferită. E puțin diferit. Copiii au fost instruiți bine. Eu am copii în clasă mai mare, a treia, a opta, au fost pregătiți și cunosc cum să meargă. Mai interesant e ăștia care sunt clasele primare. E mai greu. Emoționați erau și viitorii absolvenți de liceu. Deși nu au avut parte de ultimul careu de la început de an, ei s-au bucurat să revină la ore. Cum este ultimul an, credeam că o să fie de neuitat în anul acesta, dar va fi mai special pentru noi. Am fost foarte bucuroși să aflăm că o să putem să călcăm încă o dată pe pragul școlii, având în vedere că suntem absolvenți. Am așteptat foarte mult această decizie și am fost foarte bucuroși să ne revedem între colegi. Directorul instituției spune că au luat mai multe măsuri de protecție, astfel au fost amenajate mai multe intrări în școală și au fost instalate scanere care măsoară temperatura. Totuși, chiar în prima zi de școală au fost înregistrate și unele incidente. Că având astăzi un caz când termometria n-a permis unui copil să intre în școală, am anunțat, părintele imediat a venit. Sper eu că trebuie să mai facem careva îndrumări părinților, fiindcă cum se verifică acasă copilul. Liceul Mihai Viteazul a optat pentru prezența fizică în clase, astfel doar elevii de liceu vor învăța și online o singură zi pe săptămână, timp în care vor fi dezinfectate încăperile. În cazul celorlalți elevi, orele vor dura 30 de minute, iar lecțiile vor avea loc în două schimburi. De asemenea, în curtea școlii au fost amenajate zone pentru studii în aer liber. Ne-am pregătit deja moral și fizic că vom lucra mai mult. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării spune că vor fi achitate și noi sperăm că așa și va fi. La liceul Onisifor Ghibu, unde învață peste 1300 de elevi, clasele au fost împărțite în două grupe, iar copiii vor veni peste o zi la școală. Sunt sălile dotate ca elevi care sunt acasă să asculte lecția sau să participe la lecție online. Cei care nu reușesc în timpul lecțiilor să contacteze cu elevii o fac a doua zi când revin. Potrivit Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, elevii trebuie să stea câte unul în bancă la o distanță de cel puțin 1,5 metri. Înainte să înceapă orele, elevilor le va fi măsurată temperatura, iar cei cu simptome de boală vor fi trimiși acasă. În acest sens, părinții trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere atunci când își trimit copiii la școală. Totodată, profesorii vor purta măști sau viziere în timpul orelor. În cazul elevilor, măștile vor fi purtate doar în pauze atunci când ies din clase. Studenții vor merge la cursuri abia peste două săptămâni. Până atunci vor învăța online.